Scandal în satul Climăuții de Jos din raionul Șoldănești. Oamenii din localitate susțin că au fost înșelați de un agent economic. Acestora li s-a spus că vor primi mai multe produse cerealiere dacă vor încheia cu noul lider contracte de colaborare. Deși a trecut deja jumătate de an de la semnarea actelor, cei 50 de cotași cer pământul înapoi. În acest scop, ei au venit la primărie pentru a-i solicita primarului implicarea în soluționarea conflictului. Asta pe motiv că anume administrația comunei ar fi susținut noul arendaș în a-i convinge pe consateni să-i dea pământul în gestiune. A fost depus cererea la 31 mai de la cerealii IPEX, mai apoi la 4 iunie a fost depus cererea de la Soclav. Asta prin dispoziția primarului, eu am fost, adică, să înregistrez contractul cu cereale IMPIX. Vreau să menționez că, adică, cereale IMPIX au prezentat tot pachetul de documente, dar la Soclav nu era trei exemplar. Dar cine e cu contractul să semne? Dima și domnul Vasile. Și are o economistă, nu știu ce, acolo, Taisia. Și am venit așa, copieșată numai rotundă. Și ne-a dat și mai înscalit peșeia, goală, nu era nic scris absolut. Au luat terenul, pământurile care au proprietari, e pământul privat a oamenilor. Și acum nu se hotărăște întrebarea, că merge prin judecat tot. Era Vasile, era și liderul ăsta și primarul și un duplicat și pe norme și o iscalicie. Vine ca și chiar ca mamica am făcut-o și eu. De ce acum nu se poate de întors înapoi la oamenii aceștia pământul? Dar au greșit oamenii. În primul rând, el nu a prezentat contractul. Punctele și ele nu au prezentat deodată. Și când au prezentat, au zis că o trebuie să caște gura, chiar așa au spus. Da, o trebuie să caște gura mai bine când s-au iscălit. Posesorii terenurilor sunt indignați și de faptul că, potrivit contractelor oferite arendașul pământului, îi impune să achite impozitul funciar. În plus, în caz de intemperii ale naturii, gestionarul cotelor este în drept să nu distribuie oamenilor producția contractată. Anul trecut i-au dat ca avans câte 200 de chile de grâu, îmi pare, 200. Asta domnul Rusu. Dar am o idee cum s-a clarificat. Că eu vreau să prind oamenii în mână și să dea 200 din chile din timp. Supărat la culme este și gospodarul care de-a lungul anilor a activat în comună. El spune că, în conformitate cu legislația în vigoare, cele 120 de hectare de pământ pe care le-a atribuit noul arendaș sunt încă la balanța lui. Din acest motiv, dânsul le-a pregătit pentru lucrările de primăvară. Asta însă nu l-a oprit pe adversarul său să vină în timp de noapte în câmp și să însemințeze solul. Noi, în legătură cu așa că contractele au fost nelegitim înregistrate, am apelat la judecătorie. Judecată în prima instanță ne-a făcut dreptate. Dar domnul primar a găsit de cuvânt să înainteze, să apeleze mai departe la curtea de apel Bălți. De cealaltă parte, Dumitru Rusu, agent economic venit la Climăuții de Jos, spune că respectă legislația. Mai mult, dânsul spune că nimeni nu a fost presat să-i dea cotele în arendă. Oameni buni, cu un contract semnat, respectiv, necesită ca să fie respectat de ambele părți. Eu mi-am asumat o răspundere că la sfârșitul anului sunt machit cu oameni și să-i dau 500 kg de grâu. Păi nu poate omul să vină la jumătate de an sau la 3 luni după ce l-a semnat, zic că nu că eu m-am răzgândit. Păi așa pot și eu să lucrez pământul un an de zile, zic băi băieți, dar nu cred că o mai rămas în colună până să mă achit cu voi, poate rezilient contractul. În opinia administrației raionului, situația de la Climăuții de Jos este una fără de precedent. În centrul raional se susține că de vină ar fi autoritățile locale. Deținătorii de terenuri au semnat niște contracte de arendă și cu unul și cu altul. Adică același deținător are două contracte, mai bine zis. Și de aceea, prin instanța de judecată, acum se hotărăște soarta acestor proprietari. Domnul primar a înaintat cereri la curtea de apel de la Bălți. Să-l rugăm să retragă cererea de la Bălți. E ca asta încă e o soluție. Și asta ar fi și mai normală și s-ar pune punct la tot bespredelul ăsta care au mai zis și care s-a făcut. Potrivit informațiilor oferite la Climăuții de Jos, în sat sunt 570 de cotași. În anul trecut, peste 100 din aceștia au semnat contracte cu alt agent economic, iar acum regretă decizia luată.